acest pahar de fericire plin. Sărutului ce ne unea.
Este o dragoste, una din mine. Și gândul acesta, nici când nu ne împărtășește femeia, nici papa. Thank you.
Înseamnă pentru mine un pas spre moarte. Atunci când n-am să mai pot iubi pe nimeni, am să mor. Voi, cei care știți că meritați dragostea mea, dragostea voastră, aveți grijă. Aveți grijă să nu ne ucideți.
Ce ne puteți spune despre organizarea acestui eveniment? Deci, evenimentul din această amiază cuprinde două acțiuni. Una este a studenților de la arte plastice pictură cu expoziția pe care o vedeți aici în jur și care a dat așa un plus de culoare încăperii universității, holului central și pe de altă parte a fost și acțiunea noastră a ansamblului Psalterion, așa, care a venit cu un repertoriu, știu eu, adecvat. Noi am avut acum o lună de zile la Biserica Romano-Catolică un recital, i-am zis, muzica magna, cu repertoriu din muzică barocă și nu numai. Și de data asta am dat o tematică așa mai laică, despre iubire. Ce pot să vă spun? Ideea este de a promova imaginea universității și din punct de vedere cultural, artistic, pentru că există o facultate de arte de care lumea nu prea știe, care are trei specializări, și anume arte plastice, pictură, artele spectacolului, actorie și interpretare muzicală, canto. Și iată că am avut bucuria să promovez și studenți din cadrul Facultății de Arte, pentru că asta a fost o altă intenție de-a mea, și anume să promovez și studenții din cadrul facultății. Și cred că este cu atât mai stimulant pentru ei, cu cât și profesorii și studenții cântă și se desfășoară, se manifestă în același produs artistic. Cam asta a fost. De ce ați ales tocmai tema iubirii? Pentru că am vrut să vin cu o temă universală, o temă pe care toată lumea o cunoaște, pentru că muzica se inspiră din iubire. Și dacă este să vă uitați care este subiectul operelor în general, toate pleacă de la această temă universal valabilă, iubirea. Și atunci am zis, de ce nu să facem alături de pictură un moment muzical unitar care să aibă ca această o astfel de temă, și anume iubire. Am înțeles că este formele, sub toate formele. Am înțeles că este vorba de un proiect mult mai mare, UGAL Cultural. Ne puteți spune ceva despre acest proiect? Despre acest proiect eu abia am luat cunoștință de el. Știu că este inițiativa doamnei prorector, care a fost aici de față și care intenționează să pună în valoare, să pună în valoare Universitatea Dunărea de Jos și să o deschidă către comunitatea gălățeană. Cam asta e ceea ce știu. Puteți aflați mai multe amănunte de la dânsa. Da, mulțumesc și eu pentru. Ce poți să-mi spui despre acest spectacol? Cum te-ai simțit? Am avut foarte mari emoții ca întotdeauna, dar până la urmă am reușit să le dau la o parte și să cânt așa cum simt. Am văzut că ai interacționat foarte mult cu publicul. Ce te-a determinat să faci asta? Întotdeauna fac chestia asta pentru că e foarte important publicul pentru mine. Trebuie să te uiți în ochi la om, să-i simți emoția și respectiv să-i dai emoția ta. A fost o înlănțuire cronologică a evenimentelor? Adică în funcție de epocă ți-ai ales cântecul? Nu, am vrut să cântăm, eu și cu domnul profesor, domnul Gabriel Bulanci, am vrut să cântăm lucrări din diferite perioade, perioada medievală, jazz, și astea, am vrut să că le cântăm pe toate, din toate timpurile. Să înțeleg că sunteți la prima ediție a acestui spectacol, vor urma și alte ediții? Am mai avut un spectacol la Biserica Catolică, ăsta este al doilea, sper să avem multe altele în curând. Bine, mulțumesc mult și mulțumesc! Și eu, succes și dumneavoastră la așa! Ce ne puteți spune despre proiectul UGAL Cultural? Este un proiect pe care conducerea Universității din Galați l-a inițiat anul trecut. Anul trecut am avut mai puține activități, anul acesta avem multe și diverse. Este un proiect prin care ne-am dorit să dovedim că universitatea nu este nu numai unitate de educație, ci și unitate culturală.
Activitățile de anul acesta, după cum vedeți, sunt pline de viață, de culoare. Exemplul este activitatea de astăzi, în care pictura s-a îmbinat cu muzica, cu dansul, cu poezia. Și sperăm să dovedim nu numai comunității academice, ci și orașului Galați că pot veni la noi pentru activități culturale. Cred că fiecare persoană care a participat azi la eveniment e mai bogată sufletește. De ce tocmai muzica și dansul? Muzica și dansul pentru că avem facultate de arte de câțiva ani, pentru că avem colegi foarte talentați și ne dorim să-i punem în valoare și pentru că e o formă de artă ușor accesibilă. Vă mulțumim mult!